Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Salutare tuturor, sunteți la Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Strible, alături de mine este Paul Olteanu. Salutare. Salutare dragul meu, salutare prieteni. Paul este trainer și coach, se îngrijește de relațiile noastre emoționale, de modul în care ne funcționează creierul și împreună cu colegii săi a construit cel mai ascultat podcast din România. Uh, cum să zic, noi aici la Europa FM încercăm pe scurt să arătăm că există multe alte căi de a ne înțelege, sau că și în România putem să găsim căi de înțelegere. Anul acesta, sezonul acesta, testăm expresii românești, mulțumim pentru mesaje. Acest episod este realizat la dorința voastră să spunem acest lucru. Ne-ați întrebat ce credem și cum ne place expresia capul plecat, sabia, nu-l taie, da? Adăugăm la ea, nu? Mai da. adăugăm una. Mai zic ca el și fă ca tine. Ei, da. Paul. Aici, de aici, începem. Asta e o expresie, te vezi, în viren să încep cu oftat. <laughs> <laughs> Pentru că ce e de spus în ambele cazuri, și capul plecat, Sabianul, taie și zic ca el și fă ca tine, e că pe termen scurt, astea poate să dea niște rezultate folositoare. Dacă scopul e într-o confruntare, să stingem confruntarea cât mai repede, sigur că dacă plec capul, tac eu primul, mă inhib eu ca să nu escaleze dezbaterea noastră în ceva potențial conflictual, poate să ajute. Deci ele așa, la primă mână, par valoroase. Acum, în momentul în care studiem un pic mai în profunzime, care e efectul genului ăstuia de cogniție, dacă, dacă ajungi să gândește așa, și să te porți așa, hai să o luăm pe prima. Capul plecat, sabianul taie, invită la pasivitate, evitare, Inhibă-ți tu nevoile, dorințele, pornirile, uh -huh. ca să nu ajungem la conflict. Și cred că asta e o problemă fundamentală pe care la noi în țară o vezi foarte mult în relații de cuplu. Yeah. Dacă eu vin dintr-o familie în care am învățat strategia asta cu ține capul plecat, stai în banca ta, nu deschide tu subiectul, las-o așa, în genul ăsta de situație, eu pe termen scurt, evit un conflict. Nu rezolv o problemă. Asta e toată treaba. Dacă de noi interesant. doi... Nu Dar... e scopul să avem liniște? Adică... E, aici e întrebarea. Dacă scopul e liniște, iar liniștea asta poate fi obținută când amândoi primim ce avem nevoie într-o relație, tu îmi spui ce ai tu nevoie, eu îți spun ce am eu nevoie și avem liniște, funcționăm bine împreună, e grozav. Dar tensiunile, inevitabile în orice relație, orică e de cuplu, orică e de prietenie, orică e profesional, apar mai devreme sau mai târziu, când avem aceleași nevoi, nu avem aceleași valori, nu avem aceeași personalitate. Și dacă acolo unul dintre noi, sau poate chiar amândoi, începem să operăm cu capul plecat, sabianul taie, când apare tensiune, inflamație, un pic de agresivitate în conversație sau de asertivitate, de forță, dacă eu mă duc în spațiu ăsta, ce fac? Plătesc, pe termen scurt câștig un pic de liniște, s-a stins conflictul, și pe termen lung sacrific propriile mele nevoi. Pentru că eu plecând capul, tu nu o să afli niciodată ce am eu nevoie de fapt dacă tu îmi spui, nu știu, uh, Paul, am nevoie să uh, vii tu cu materialul pentru un episod de ale noastre. Și eu, sunt, bă, eu nu prea aș vrea să vin doar eu cu el, aș vrea să vii și tu. Dar ca să evit conflictul, zic, bine că pentru următorul mă pregătesc. Eu, eu ce strâng? Frustrare. Frustrarea în timp, din mai multe iterații de capul pleca sabia nu taie, o să ajungă la foarte multă frustrare, și în momentul în care nu mai pot să țin în mine, vine nota de plată. Și atunci îți bucnește scandalul. Da. Și interlocutorul meu care s-a obișnuit cu mine în spațiu, capul pleca să abia nu taie, sau întoarce tu obrazul, da. întoarce și celălalt obraz, o să-l lovească trenul. Pentru că era obișnuit cu un Paul foarte pasiv care, gata, cum zici tu, așa facem, cum e bine pentru tine, așa o dregem. Sau care când apăreau tensiuni, tăcea. Și acum și pentru tine o să fie foarte neașteptat când eu încep să spun, acum cu doi ani. Mai ai rugat să fac documentarea pentru episod, n-ai folosit-o, nu mi-ai zis mulțumesc. Deci, aici e partea periculoasă cu capul plecat. Am înțeles, dar asta se aplică și la muncă, și la și acasă, nu? Din Absolut. Ce... Da. Eu e... trebuie să zic asta că e foarte important. E o cercetare organizațională care măsoară trei tipuri de tipare de gândire, trei moduri în care oamenii pot să gândească și ele se numesc constructive tipare de gândire constructive, în care eu împărtășesc cu tine ce gânduri am, am un plan clar, un obiectiv clar, știu de ce intru într-o conversație cu tine. Tipare de gândire pasiv-defensive, astea de natură să apă relația cu tine. Cum vrei tu, cătă, cum e bine pentru tine, eu n-am nicio părere dacă ai tu, ce te-a supărat, Paule? Nimic, nimic. Ce ai făcut la școală? N-am făcut nimic. Asta este tipare de gândire pasiv-defensive, scut. Ce vorbim noi în episodul curent din registrul ăstora? face parte. Și mai sunt unele agresiv-defensive în care eu bat cu pumnul în masă, în care am focus să câștig, să obțin ce vreau, indiferent ce se întâmplă cu relația noastră. Alea pasive sunt scut, ale agresive sunt sabie, alea constructive sunt crenguțe de măslic. De ce am adus asta în discuție? Pentru că în cercetarea asta e o bucată care vorbește inclusiv despre creșteri ierarhice și salariale. Da, păi. Parele de gândire constructive produc și creștere salarială și creștere ierarhică, agresiv defensivele, oamenii care umblă cu sabia, obțin și creșteri salariale și creșteri ierarhice, oamenii pasiv-defensiv, capul ce să pleacă sabia nu-l taie, fă ca tine, zica el, nu obțin. nu obțin nici creșteri salariale, nici ierarhice și e logic. Că dacă eu în conflicte nu mă lupt pentru ce am nevoie și lupta aia nu înseamnă agresivitate, înseamnă să mențin poziția fermă, să spun, păi, eu înțeleg ce nevoie ai tu, dar trebuie să ții și tu condea mea, hai să găsim împreună o soluție. Ce interesant! Asta și înseamnă e, că de fapt existia nu e funcțională, adică tiparul de gândire nu e Pe funcțional. Pe termen scurt, ajută. Dacă obiectivul ah, meu okay. principal e să scap repede dintr-un conflict, să trec peste o potențială tensiune, merge. Dar, pe termen mediu lung, în relații profesionale, în relații personale, dacă eu am strategia asta cu scutul principal, în timp, după ce mi-ai tras ce o merge peste scut, la un moment dat se rupe relația. Ori eu explodez cu frustrare, ori implodez de atâta mânie sau frustrare ținute în mine și nu e sustenabil. Asta vreau eu să spun, că e o, e o Dar... uh, expresie care, pe termen lung, face mult mai mult rău decât bine. Unde pui aici, zi ca el și făca tine? Adică, cine ajunge să facă asta? E tot din spațiul ăsta în care eu, în loc să dezbat cu tine la început cât e nevoie până ne aliniem, chit că asta presupune că s-ar putea să nu facem afacere, să nu se lege parteneriatul, să nu se lege relația, dar măcar ne dăm seama de la început că avem niște diferențe irreconciliabile, niște diferențe care ne blochează. Ce fac? Zic ca tine, îți dau sentimentul că, ok, facem cum vrei tu. Fac ca mine și asta o să producă frustrare de data asta la tine. Când o să descoperi că una am zis și alta am executat, tu o să fii da, în da. poziția aia în care o să spui pe Paule, dar ne-am înțeles la altceva. Da. Căi de rezolvare la chestiunea asta, îmi dau seama că întotdeauna, oricât de dureros ar fi, trebuie să spui ce ai pe suflet, nu? Adică... Absolut și cum aș interpreta-o pe asta tare de tot este că trebuie să ne reconsiderăm relația cu dezbaterea în cuplu și profesional. Pentru noi aproape orice discuție în care avem poziții divergente, dacă te uiți și la mese în familie de revelion, de Crăciun, duce la conflict. Da. Pentru noi e atât de important să avem dreptate, și asta tot din cât a luat colegul să trage, nevoia asta de a cuvântul meu da, 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 da. să fie ultimul, competitivitatea asta toxică, și în momentul în care ne simțim ușor amenințați în dezbateri și Cătălin, noi nu avem o cultură pentru dezbatere. Dacă te uiți, eu am avut șocul ăsta să mă uit la dezbaterea Rațiu Câmpeanu Iliescu, imediat dând drumul la televizor, la ceva din ce se întâmplă acum. Băi, e incomparabil cum vorbeau oamenii, aveau răbdare să se asculte unii pe ceilalți, să-și termine frazele. Noi nu mai avem exercițiul ăsta. Dacă te uiți așa ca un documentar în timp la dezbateri televizate an după an, vezi că avem fitilul din ce în ce mai scurt. Uh -huh. Și cred că dacă ne-am educa în spiritul ăsta un dezacord, nu e neapărat un conflict. E bine când ne dăm seama, când o vedem diferit, că e o oportunitate să ne aliniem sau, dacă nu ne putem alinia, să încheiem relația cu pagube minime. Că una e, de exemplu, dacă zic ca tine și zic ca el și fă ca tine, de exemplu, zic, da, 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 Paul, vrei copii? Da, vreau. Zic ca tine, fac ca mine. Eu, de fapt, nu vreau copii. Da, îți zic că vreau. Și îți dai seama zece ani mai târziu. Dar aș adăuga aici uh, și chestiunea asta, cred că e din aceeași notă, nu? Uh, fă -te, frate, cu dracul, Paul Olteanu, până când treci puntea, <laughs> adică... Ok, uh, asta se leagă de prima parte a discuției noastre de azi, eu, Da, eu pe primele două, uh, capul pleca, sabianul taie și zic că el și fă ca tine, l-aș scoate din uh, folclorul nostru. Astea sunt două Așa. expresii care fac mult mai mult rău decât bine pe termen lung. Da. Uh, asta cu fete frate, cu dracu, cred că poate fi interpretat în două note. Dacă o interpretăm în cheia asta în care trebuie să ne prefacem, că vedem lucrurile ca celălalt, deși nu o facem, uh -huh. Să zicem că tu ești, ai, ai o problemă cu o anumită minoritate și zic și eu, da, și eu, și mie mi se pare că toți sunt la fel, toți nu știu cum. Acolo e foarte toxic, că eu practic îți vând o idee total eronată. Uh -huh. Dar și asta mi se pare că se aplică foarte mult politic. Vezi o grămadă de oameni care intră în politică, idealism, cu dorința de a schimba lucruri, cu bune intenții, ajung acolo și din idealism, din uh, spațiul ăsta foarte pur al convingerilor, devin inflexibili devin rigizi. Mie făte frate cu dracu, unde dracu este o persoană cu convingeri sau valori diferite de ale tale. Dacă prin asta înțelegem, hai să-l înțelegem pe lălalt, suficient cât să putem colabora, chit că noi nu o să fim niciodată ah, prieteni, ce interesant. Ăsta e un lucru foarte util și, Cătălin, eu cred foarte tare că un motiv pentru care noi în 30 de ani n-am reușit să construim cap cu autostradă, este că nimeni nu poate să-l înțeleagă pe dracu de lângă el. Nu zic să ne facem frați, să devenim cei mai buni prieteni, să comitem ilegalități împreună. Vorbesc despre dacă mie nu-mi place de tine, dacă reprezinți un fel de om cu care eu nu rezonez, există proiecte într-o țară mai importante decât preferințele noastre personale. Ori acolo incapacitatea noastră în a-l înțelege pe dracu, nu a ne face frate cu el, cred că ne blochează foarte tare evoluția colectivă. Domnule, formidabil. Uite de asta îmi place mie să stau de vorbă cu Paul Olteanu în fiecare duminică aici la Mind Architect Power by Europa FM. Din păcate noi nu avem timp atât de mult, dar mindarchitect.ro, site-ul pe care îl poți să păstrește Paul și uh, podcastul în sine, vă pot da detalii mult mai multe. Paul, cred că ar trebui să mai zăbăvim și săptămânile viitoare pe ideea asta de construcție pe care tocmai ai lansat-o acum și... Uh, o să vedem că mai avem timp până când emisiunea asta o să ia pauză. Deocamdată, ce să zic, spor la treabă, să ne auzim cu bine. Capul sus și joc de gleză. Vă pupăm! Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Lumea va fi altfel peste 60 de ani Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi